Daniel Drăgan, PNL, va fi primarul comunei Parța și în următorii 4 ani. Edilul a obținut 52% din voturile alegătorilor. Pe locul al doilea în competiția electorală s-a situat Florin Petricaș, candidat independent, cu 46%, iar reprezentantei AUR, Mihaela Borș, au revenit doar 2%. În ceea ce privește consiliul local, din cele 11 mandate, 6 au fost câștigate de PNL, 4 de PSD și 1 de USR. Spre deosebire de alte comunități, campania electorală de la Parța a fost una bazată pe obiective și proiecte, nu pe șicanări. A fost o campanie electorală intensă. Din fericire pot să spun că candidații au fost setați doar pe a-și prezenta obiectivele pe care să le pună în slujba cetățenilor. N-au fost invective, n-au fost lucruri pe lângă obiectivele pe care noi ni le propunem, așa cum s-a întâmplat probabil în alte localități, dar a fost o campanie intensă, o campanie care ne-a epuizat din punct de vedere fizic și psihic, dar până la urmă rezultatele au fost în, așa cum au stabilit cetățenii, iar la Parța chiar s-a stat ore în șir la coadă să se voteze. Procentul de prezență la urne a fost de 68% și inclusiv la ora 22, în momentul în care urnele sau secția de votare ar fi trebuit să se închidă, în fața secției erau aproximativ 30 de persoane care au așteptat și și-au exprimat dreptul la vot. Daniel Drăgan a obținut al doilea mandat de primar al comunei Parța.